De partea cealaltă a frontului, directorul radioului FBC din Rusia, Victor Aktenorov, ne spune cum ne putem ruga pentru ca Biserica Ucrainei să fie o lumină în aceste vremuri întunecate, când țara este zguduită de invazia militară a Rusiei. Vă rog să vă rugați pentru poporul Ucrainei, pentru poporul Rusiei. Aceștia sunt oameni dragi în inimii mele. Eu însumi sunt rus și soția mea este ucraineană. Toate acestea înfrâng inima și sunt atât de mulți ascultători care suferă, atât de mulți oameni care au nevoie cu adevărat de Isus în acest moment. În al doilea rând, vă cerem să vă rugați pentru biserica ucraineană, astfel încât biserica să poată sluji oamenilor pentru că atât de mulți dintre ei vor suferi, atât de mulți dintre ei sunt în situații dificile. Și este momentul pentru ca Biserica Ucraineană să fie vocea lui Hristos, mâinile lui Hristos, să slujească oamenilor din toată Ucraina. Vă rugăm să vă rugați ca poporul nostru să continue să slujească locuitorilor ucrainieni și ruși în acest moment foarte greu din istoria lor. Alpha, Omega.